Deci avem, astăzi avem onoarea să avem printre noi pe fica criticului și istoricului literar Enzalis, Dana Peles, care a adus și câteva dintre cărțile domniei sale pentru a le oferi celor doritori să le aibă, și cred că sunt foarte mulți doritori, nu cred că ați adus suficiente, pentru că toți mai ales istoria literaturii române. Da. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat. E prima oară când particip aici pe Jean-Louis Calderon 39. Am venit să fac un gest în amintirea tatei și sper că lumea o să se bucure să citească cărțile lui. Ce cărți ați adus aici, domnul Roșu? Istoria condensată a literaturii române dintre 1880 și 2000, în care sunt mulți dintre scriitorii buni ai României. Unii dintre ei sunt, cred că sunt prezenți și aici, Emil Ungeanu singur este. Povestiri pe placul tău, pe care cred că a lansat-o... Un volum de novele. Cred că a lansat-o 2004. Și multe alte cărți are domnul Zalis, dar probabil că o să ne mai dea doamna Dana. Da, și asta e un început. Un început. O să vorbească ceva despre carte astăzi? Nu despre carte, nu despre domnul Zalis, să zică pe domnul Ungeanu. O să spun și eu. Așa că îi mulțumim doamnei Dana că a venit astăzi. Eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Așa.